Maica Marina, ce pregătiți la felul 2? La felul 2 pregătim un pește scordolea. Este un pește sărat și afumat. De toamna se pregătește, se sărează, se afumă pentru iarnă, în special, când în gheață balta nu mai poți să mai pescuiești. Și atunci îl ai pe acesta și îl desări și faci o mâncare cu... Noi astăzi facem scordolea cu pireu de cartofi. Este o rețetă lăsată, cred că, de greci după nume. Da, da. Scordo ar fi usturoi. În pireu punem mult usturoi, să fie usturoiat bine. Și acum să începem cu pregătirea. El trebuie să stea la apă câteva ore bune, chiar și o zi întreagă, dacă este mai sărat, ca să iasă în apă rece. Schimbăm apa de câteva ori. Dumneavoastră deja l-ați desărat? Da, da, eu l-am tăiat și l-am pus la apă ca să stea câteva ore bune. Și acum o să-l punem la fiert. Trebuie să stea ceva mai bine, să fiarbă, să cadă carnea de pe oase, să fie bine fiert. Că-l dezosăm. Cam o jumătate de oră, un sfert, 20 de minute. În urma acestui pește o să punem cartofii la fiert, ca să-și ia gustul acela de pește bun și gustos. Vor fi fierți cartofii în aceeași apă? În aceeași apă, da. După ce scoatem peștele, o să fierbem cartofii. Acum vom scoate peștele. Este fiert, se desprinde de pe os. Este gata. În această apă o să punem cartofii la fiert. Ca să-și ia gust de pește bun. Și lăsăm să fiarbă. Acum o să vedem cum este de bine fiert. Se va desprinde de pe os. Lăsăm puțin să răcească, să putem lucra cu oasele, să le scoatem. Maica Marina, de unde sunteți? Eu sunt din Covasna. Și cum ați ajuns aici în Tulcea, la Mănăstirea Săun? Am ajuns datorită unui părinte de la mine din sat, părintele Gheorghe, care era părinte la Mănăstirea Cocoș. Familiile noastre erau bune prietene și m-a atras și pe mine la, aici la mănăstire. Spunea că aici este o mănăstire la Saunu și te duc acolo. Și părintele Gheorghe a fost trimis după aceea prin, nu știu exact, în 92 sau 93, stares la Mănăstirea Dervent. Și la câțiva ani s-a gândit să facă la Valea Mare, localitatea de naștere, să facă o mănăstire. Și s-a întors la Valea Mare, a făcut mănăstire. Și datorită lui eu am rămas aici, dar dânsul a făcut acolo o mănăstire frumoasă, numai că domnul a vrut să le ia mai devreme la el. Și chiar tatăl meu i-a donat un teren unde este mănăstirea acum. Dumneavoastră ați rămas aici. Și eu am rămas aici. V-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Ne înțelegem foarte bine, indiferent că suntem din zone diferite, ne înțelegem, ne ajutăm. Suntem foarte comunicative între noi și datorită lui maica stareță, care este o maică foarte bună și ține la noi și suntem așa, și deschise. Și noi am simțit asta. Foarte multă bunătate, da. Și lumină. De câte ori avem nevoie, ne ajută. Cartofii și-au tras din sarea care a fiert peștele și au lăsat peștele și sarea în apă. Se poate face această rețetă și cu pește proaspăt? Poate să fie pește proaspăt, dar puțin sărat. Da. Se mai poate face din șalău, un pește alb. Pește dacă vă place sărat, dacă nu, merge și dulce. Punem puțină zeamă în care s-a fiert. Se
poate face în zi de dulce cu lapte sau pireu. Dar asta e tradiția mai mult, așa, cu apă din pește, care s-a fiert și cu cartofi. Și este și pentru o zi cu dezlegare. Da, de o dezlegare, cum e Buna Vestire. Băgăm și usturoi. Cum ați preparat usturoiul? L-am pisat, l-am bătut bine. Tradițional, cu pisău. Și am adăugat puțin sare și puțin ulei. Nu mult, să nu fie mult. Acum ne apucăm de făcut montatul acestui preparat. Scordolea. Am făcut cartofii piure, i-am pus usturoi din belșug și am pus un pat de pește. Punem un strat de cartofi. Nu mai punem sare pentru că peștele este destul de sărat și în apa care a fiert și a lăsat destul de sare și care e suficientă și pentru cartofi. Și usturoiul care și el conține puțină sare și este suficientă. Acum mai punem un strat de cartofi. Este o rețetă foarte ușoară. Se face repede. Această rețetă este gata. De Buna Vestire, dacă nu aveți acasă pește, să vă poftim să veniți la noi la slujbă, la Buna Vestire, și după slujbă să luăm masa împreună. Salut, Mâna, mulțumim mult! Doamne ajută! Doamne ajută! Vă mai așteptăm să veniți! Mulțumim! Mulțumim ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, că ne-ai săturat pe noi de bunătățile tale cele pământești.